Protopopii celor 8 protoierii ale Episcopiei Maramureșului și Sătmarului s-au reunit astăzi în cadrul unei întâlniri de bilanț pentru anul 2017. Ședința a avut loc la centrul eparhial din Baia Mare. Întâlnirea de lucru a fost precedată de un moment de rugăciune, oficiat în paraclisul centrului eparhial, în prezența preasfințitului părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Împreună cu ierarhul lor, clericii s-au reunit apoi în sala de ședințe arhiepiscopul Iustinian Chira a centrului eparhial. În cadrul întâlnirii au fost prezentate rapoartele de activitate din cadrul fiecărui protopopiat și au fost discutate problemele cu care se confruntă preoții slujitori în îndeplinirea misiunilor pastorale. Aria de pastorația bisericii a depășit spațiul de cult, adică biserica, locaș de cult și iese în societate, în comunitate, acolo unde oamenii au nevoie de Dumnezeu și de slujitorii lui Dumnezeu ca să îi întărească, să îi povățuiască, să îi ajute. Preotul, până la urmă, nu mai este doar un sacerdot, nu mai este doar un slujitor al Sfântului Altar. Este în primul rând acest lucru, dar preotul este și bunul samarinean care vine în întâmpinarea celor bătrâni, a celor bolnavi, a celor singuri, a celor abandonați, a celor care au nevoie de sprijinul bisericii și slujitorul lui Dumnezeu reprezintă Biserica lui Hristos. Apoi preotul este și îngerul păzitor al copiilor și al tinerilor, pentru că el îi povățuiește de la botez și conduce până la mormânt și trebuie să se ocupe de copii și de tineri pentru a-i ținea în brațele mamei, adică la sânul bisericii. De aceea, această evaluare anuală are drept scop cunoașterea foarte exactă și completă și complexă a activităților preoților, și ne ajută foarte mult, pe de o parte, ca să apreciem activitatea lor când avem diferite evenimente la parohii, dar pe de altă parte ne ajută foarte mult în transferul preoților prin concurs, ca să putem face numiri foarte, foarte potrivite pentru nevoile comunităților și a parohiilor noastre. În data de 1 iunie, 2017, cu ocazia sărbătoririi Sfântului Iustin, martirul și filozoful, preasfințitul nostru părinte episcop Iustin a înnoit atât permanența eparhială de la Baia Mare, prin numirea a 3 consilieri tineri, cât și corpul de protopopi, prin numirea a 2 protopopi tineri la protopopiatele din Carei și din Oaș. În data din 1 septembrie 2017, la Catedrala Eparhială din Baia Mare, Sfânta Treime, a avut loc evenimentul anului, am putea să zicem, prin aceea că ne-am adunat împreună toți preoții care slujim pe altarele din Eparhia Maramureșului și Sătmarului, ca să primim din mâna chiriarhului nostru noile antimise. În data de 30 octombrie, anul 2017, s-a săvârșit la Mănăstirea Sfânta Ana din Rohia slujba părăstasului după un an de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire, arhiepiscopul Iustinian. În data de 1 decembrie 2017 au fost arborate pe toate bisericile din Eparhia Maramureșului și Sătmarului noile drapele ale eparhiei noastre, în care au fost înserate noile steme care au fost imprimate pe steagurile eparhiale. În fine, în data de 27 decembrie, a treia zi de Crăciun, pomenirea Sfântului Arhidiacon Ștefan, la Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare, s-a punctat împlinirea a unui an de la instalarea preasfințitului nostru episcop Iustin ca întâi stătător al eparhiei și a fost organizată o frumoasă sărbătoare cu tineretul din eparhie. E o mare bucurie pentru noi că acum în ceas de bilanț constatăm că în toate protopopiatele din episcopia noastră activitățile s-au diversificat foarte mult și s-au articulat în jurul unei viziuni pastorale și misionare care devine din ce în ce mai evidentă. Ne bucurăm că preasfințitul Iustin a reușit să ne motiveze pe noi pe toți să ne implicăm mai mult, încât în acord cu hotărârile Sfântului Sinod și cu nevoile concrete ale credincioșilor noștri, să facem ceea ce trebuie pentru ca biserica noastră să își îndeplinească menirea.
Este o bucurie personală și pentru mine să văd că și ceilalți colegi protopopi împreună cu noi am reușit să facem lucruri frumoase încât de la an la an să constatăm că biserica noastră propășește din toate punctele de vedere și să constatăm că mai mult decât autoritatea ierarhică, grija părintească a Preasfințitului Iustin ne motivează de fiecare dată să facem mai mult decât am făcut și ne obligă ca în anul care vine să ne ambiționăm și să dorim să facem tot ceea ce trebuie pentru a ne împlini menirea pe care o avem. Realizările în Oaș sunt frumoase în cursul unui an. Ne-am implicat cât se poate de mult în activitățile cu tineretul. Pentru mine și ca fost coordonator al biroului de catehizare în protopopiatul Oaș și ca protopop, desigur, cu o vârstă mai tânără, este o prioritate să mă implic în activitățile cu tineretul creștin. Și în Oaș am reușit în anul precedent să organizăm 3 tabere. Am debutat o tabără nouă, ne angajăm să o continuăm anul acesta și avem intenția să o începem și pe a patra, pentru numărul destul de mare de tineri din cuprinsul protopopiatului. Nu este foarte mare Oașul, are abia 35 de parohii, de altfel este cel mai mic protopopiat, cu o migrație masivă în Occident, numărul celor rămași acasă este destul de mic, dar implicați și dornici să dezvolte mai mult viața bisericească. În plan cultural, în plan misionar, așași dar avem datorii foarte mari și pentru faptul că în zona Oașului vorbim și de pluriconfesionalism, dar și pentru faptul că suntem datori să apărăm credința și biserica și să promovăm tradiția și valorile pe care le au oșenii în acest colț de țară. La final, cei prezenți au dezbătut proiectele ce urmează a fi realizate pe parcursul acestui an în Episcopia Maramureșului și Sătmarului.